Bine v-am regăsit, dragii noștri cititori Herald. Astăzi, în cadrul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu, o campanie nouă pe site-ul editurii Herald, vom vorbi despre infidelitate. Viața de cuplu, așa cum am mai spus, este complexă și probabil cu toții am trecut prin tot felul de încercări, mai mult sau mai puțin dificile. Cu siguranță iubirea și relația de cuplu sunt supuse de-a lungul vieții multor încercări. Prin intermediul campaniei Provocări și soluții în relația de cuplu și a rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde, vom încerca să găsim răspunsuri la toate întrebările dumneavoastră legate de relația de cuplu, de viața de cuplu, alături de invitații noștri, psihologi, psihoterapeuți, coach sau blogger. Așadar, în perioada 18-25 noiembrie vom încerca să aflăm împreună cum putem gestiona și depăși dificultățile și încercările relației de cuplu împreună cu invitații noștri. Așadar, campania Provocări și soluții în relația de cuplu. Astăzi este alături de noi Luisa Neag, senior editor Herald, cea care coordonează colecția Pas în 2, colecție care face subiectul tuturor interviurilor și dezbaterilor pe care le avem cu invitații noștri. De data aceasta, pe lângă, să spunem, calitatea de coordonator al acestei colecții și de senior editor Herald, Luisa Neag este și în calitate de blogger și vom vorbi și despre întrebările pe care ea le-a primit din partea cititoarelor pe blogul Putere de Femeie. Astăzi ne-am gândit să vă recomandăm, să vă prezentăm o carte. Este vorba despre Salvează căsnicia în 7 pași, soluții unice și remedii împotriva divorțului, testate de peste 1 milion de cupluri din întreaga lume, de Michelle Vayner Davis. Cum spuneam, carte publicată în colecția Pas în 2 și carte care face parte din campania Provocări și soluții în relația de cuplu. Începem discuția noastră pe acest subiect, pe infidelitate, pornind de la o întrebare din partea unei cititoare aflată într-o situație, hai să-i spunem, ușor atipică. Ce facem sau ce face cititoarea respectivă sau orice altă femeie sau, eu știu, chiar bărbat, pentru că nu facem neapărat o diferență de sex, oricui se poate întâmpla, în momentul în care într-o relație află că partenerul o înșală de 6 luni, dacă nu mă înșel, urmând ca ulterior cei doi să aibă, să oficieze relația lor, să aibă nunta. Așadar, infidelitatea. Mulțumesc, Sorin, pentru această introducere stufoasă. Mă simt exagerat de importantă. Da, deci întrebarea pe care am primit-o la un moment dat suna așa. Ce faci când afli întâmplător că jumătate de an mai e cu cineva? Știu, spune, e testul meu de ego, de orgoliu, doar că e atât de greu și totul se prăbușește și peste câteva luni aveam nunta, zice. I-am răspuns în privat foarte sumar, așa, cumva, pentru că oricât de mult i-ai spune unei persoane, ce îi putea spune într-o astfel de persoană, într-o astfel de situație, nu este de ajuns și nu este ușor. Deci, eu i-am spus, depinde foarte mult cum se poartă el cu tine și depinde foarte mult ce intenții are cealaltă, adică ce intenții are, de fapt, acest bărbat cu cele două relații până la urmă. Pentru că din moment ce ei aveau stabilită nunta, dacă el era în continuare serios cu nunta, putem să sperăm că avea doar o aventură, să zicem, cu cealaltă femeie, sau putem să ne gândim că dacă dura totuși de atât de mult timp cealaltă relație, urma să și ia avânt și atunci aceasta cu nunta urma să se termine. În orice caz, o să folosim această întrebare doar ca pretext pentru discuția noastră. Adevărul este că
povestea asta cu infidelitatea nu este la îndemână, nu e la îndemână pentru nimeni. Deci nimeni nu dorește să fie în situația de a împărți, de a-și împărți persoana iubită cu altcineva. Fiecare dintre noi proiectăm asupra persoanei iubite autoritatea supremă. Este alfa și omega universului și clar vrem să fie numai al nostru. Și așa cum spune și fata care mi-a trimis, îmi zice, totul se prăbușește. Lucrez cu mine să mă țin la suprafață, tot eu mă simt vinovată că nu-l susțin și că nu sunt fericită pentru el. Ea încerca să trezească în ea o iubire cuprinzătoare, altruistă și în care să îl înțeleagă, să-l ierte pe iubitul ei și cumva să-și salveze relația. Și în felul acesta introducem în tema noastră și cartea despre care ai vorbit. Da, deci în această situație simțim că universul nostru se clatină și ne simțim dintr-o dată singuri, nu mai avem punctul nostru de sprijin, iată, nu mai există, plutim într-o nedeterminare fără niciun scop. Putem să abordăm această problemă din mai multe puncte de vedere. Unii numesc această situație infidelitate, sunt foarte, deci există un spectru mai larg de abordare. Unii sunt foarte tranșanți și spun ori eu, ori cealaltă persoană, este o infidelitate, nu tolerez așa ceva și gata, putem să închidem această relație. De multe ori însă, așa cum am spus, pentru că este punctul nostru cel mai important emoțional de care ne sufletesc, de care ne sprijinim și de multe ori nu numai, pentru că bineînțeles că într-o relație de cuplu oamenii își pun împreună casele, bunurile, se căsătoresc, au copii. Deci nu este deloc ușor să te retragi pur și simplu dintr-o relație și atunci, plus că este într-adevăr o stare de atașament, o stare de iubire poate, foarte profundă și chiar așa cum și această persoană care mi-a trimis mie întrebarea, încerci să-l înțelegi pe celălalt, să fii alături de el chiar și în această situație și chiar este foarte multă iubire acolo și atunci îți lărgești posibilitățile sufletești și ajungi, de exemplu, la ceea ce se numește în mod clasic triunghiul amoros, în care există foarte multă tensiune acolo, foarte multă iubire, fiecare dorește să facă față cât mai bine situației respective. Și aici cunoaștem exemple celebre în istorie, cu personaje celebre, de exemplu, este foarte bine cunoscută relația dintre Martin Heidegger și Doamne, m-am emoționat, Hannah Arendt. Așa. Care Hannah Arendt a fost studenta lui Martin Heidegger, era mult mai tânără decât el și totuși au avut o relație foarte profundă, care i-a potențat pe amândoi și care i-a ajutat foarte mult și în același timp Martin Heidegger, bineînțeles, era căsătorit ulterior și Hannah Arendt s-a căsătorit și asta nu i-a împiedicat să aibă această relație foarte profundă, chiar de cuplu, pentru că erau niște spirite complexe și pentru că nu au putut altfel. Hai să fac o glumă. Hai să fac o glumă. Au avut această relație fără ca soția lui să știe. Nu, au știut. Soția știa și a acceptat. A știut la un moment dat și la un moment dat. Au existat crizele inerente pentru că nu se poate fără. Dar nu, n-ai ce să faci. La un moment dat unul dintre ei cedează. Până la urmă relația dintre Martin Heidegger și Hannah Arendt a rămas probabil la un nivel platonic, sufletesc,
dar au existat precursori, de, nu se poate fără. Sau relațiile celebre a lui Ernest Hemingway, care a avut vreo 4 neveste și, de exemplu, între prima și a doua nevastă a fost un moment de triunghi amoros. Cele două soții, Hadley și Pauline, parcă le chema, erau prietene la început și chiar au avut o perioadă în care au trăit împreună toți trei. Și Hadley a încercat să închidă ochii în prima fază, după care a înțeles din ce în ce mai mult că se groașă pluma în partea cealaltă și până la urmă, mă rog, s-a retras. Sau, nu știu, și Albert Einstein avea o relație cu, mă rog, să zicem, secretara lui ar fi prea puțin. Deci sunt multe exemple cunoscute în istorie. Această situație ni se poate petrece oricăruia dintre noi, nimeni nu este scutit. Și nu este ușor niciodată. Hai să ușurel așa, să ducem discuția, rămânând în zona, bineînțeles, a subiectului nostru, a infidelității, dar să o ducem într-o altă perioadă din punct de vedere cronologic. Am ascultat tot ceea ce ai spus și, într-adevăr, istoria umanității este plină de astfel de cazuri, să le spunem, celebre, cele pe care le cunoaștem noi, că or fi fost mult, mult mai multe, e partea a doua. Dar astea, să spunem că sunt celebre. Și ne gândim la faptul că niște oameni atât de importanți, oameni celebri în fiecare în domeniul lui, că vorbim despre literatură, Hemingway, că vorbim despre fizică, despre știință, Einstein, sau că vorbim despre filozofie, Heidegger. Crezi că astfel de situații, da? Și tu le-ai numit triunghi amoros. Crezi că astfel de situații ar mai fi posibile în zilele noastre? Eu lansez o ipoteză. Eu spun că nu și am să vin și cu niște argumente. Aici vorbim despre roluri. Și momentul în care o femeie, poate chiar un bărbat, dar cazurile sunt mai multe în situația în care femeile acceptă astfel de situații. Mă gândesc la roluri și aș vrea cumva, dacă nu am dreptate, chiar să mă contrazici. Păi mă pregătesc. Vorbim despre niște bărbați celebri. Vorbim despre niște bărbați cu un statut aparte, da? Vorbim despre somități în domeniile menționate. Despre femei. Hai, de exemplu, să luăm pe Ecaterina cea Mare a Rusiei, care se știe că a avut mulți amanți. Bun. Deci, iată, și ea era o femeie foarte puternică. Deci iată un exemplu, dar este unul dintre cazurile foarte rare din istoria umanității, Ecaterina. Dar mă gândesc că în momentul în care există o disproporție din punct de vedere, nu știu, cultural, social mai ales, intelectual, între cei doi parteneri, cumva cel care produce actul infidelității este partea dominantă și celălalt este partea dominată. Și atunci, cumva celălalt, din cauza statutului, că datorită, nu, pentru că vorbim de totuși infidelitatea are conotații negative. Din cauza statutului celuilalt, celălalt rămâne așa într-un cont de umbră și acceptă cumva, fiecare cât acceptă, până la un anumit moment, acceptă această situație. Îi acceptă acest, nu știu, poate spun ceva, o poate spun o tâmpenie, un moft, o plăcere, o dorință, ceva ascuns în subconștientul fiecăruia, da? Pentru că în momentul în care relația dintre cei doi parteneri ar fi fost extrem de, cum ai spus tu, mă refer la soț-soție, extrem de complexă, extrem de puternică și din toate punctele de vedere, și sexual, și spiritual, și psihic, și emoțional și așa mai departe, probabil că nu se ajungea la infidelitate. Pentru că este o vorbă. Nimeni nu iese dintr-o relație pentru un act de infidelitate dacă în relația lui toate lucrurile sunt ok.
cât de cât în parametrii funcționali, normali și așa mai departe. Deci e clar că acolo ceva lor le lipsea. Acum revenind, din punct de vedere cronologic, dacă e să vorbim în zilele noastre despre rolul femeii, care este cu totul și cu totul diferit de cum era în urmă cu 50, 60, 70 de ani, femeia independentă, femeia puternică, femeia care își procură propriile resurse de existență, o femeie emancipată, sunt convins că o astfel de femeie nu ar mai tolera un astfel de comportament infidel din partea soțului, oricât de celebru ar fi el. Dar este, repet, este doar părerea mea. Da, nu cred că motivul pentru care cineva acceptă infidelitatea celuilalt este celebritatea sau faptul că este dominat. Mă rog, sunt mai multe aspecte ale infidelității. În primul rând, așa cum ai spus și tu, se naște întrebarea de ce apare așa, de ce apare. Și răspunsurile ne duc la mai multe abordări ale problemei. Pentru că, într-adevăr, cel mai la îndemână ne este să spunem că unul dintre cei doi se simte într-un fel neîmplinit, se simte singur în relație și atunci găsește într-o persoană din exterior completarea de care are nevoie. Pe de altă parte, există și un anumit mod de a se uza o relație prin traiul în comun. Întotdeauna, chiar și este dovedit, chiar și din punct de vedere hormonal, că atracția dintre doi iubiți se calmează, se liniștește în momentul în care ei petrec foarte, foarte mult timp împreună. E ca și cum pui plus și cu minus doi poli în același loc, nu știu, la un moment dat polaritatea tinde să se egalizeze și nu mai, dacă nu-i ții la distanță să se creeze o anumită tensiune, dorință, atracție între cei doi poli, ei tind să se liniștească și își găsesc această polaritate, această intensitate a dorinței în altă parte, pur și simplu, fără să-și dea seama. Deci lucrurile se petrec natural. Ei se simt foarte bine împreună, dar în momentul în care apare o altă persoană care îi polarizează, deci îi fac din nou să se simtă un pol și nu mai sunt liniștiți, se trezește în ei această dorință. Sunt niște fenomene naturale care se trezesc fără ca noi să fim neapărat conștienți, dar... Mai pe românește, pasiunea se stompează, se diminuează cu trecerea timpului. Da, și nu neapărat cu trecerea timpului, cât cu... Trai în doi, rutină și obișnuință, îl cunoști prea bine pe celălalt, nu mai are nicio surpriză, nu mai, dacă celălalt nu este într-o continuă transformare, dacă el nu este o flacără care arde, să-l ai lângă tine, să nu știi la ce să te aștepți din partea lui, există această tendință de a se liniști focul atracției și atunci orice persoană care apare din afară și care are anumite, nu știu, compatibilități și, na, normal că toți relaționăm cu oameni compatibili, devine un factor de stres, am putea să spunem. Pe de altă parte, tu ai spus că o femeie sau un bărbat, mă rog, n-ar mai putea să accepte faptul în zilele noastre. Nu știu dacă, de exemplu, în zilele noastre capătă din ce în ce mai multă amploare studiul relației de cuplu, abordarea relației de cuplu ca o modalitate de evoluție interioară. Și ne-am mai vorbit asta când am vorbit despre o altă carte dintr-o altă colecție, Mindfulness în relația de cuplu. Și acolo se abordează cu totul altfel relația de cuplu și cu totul altfel această problemă a infidelității. Pentru că nu mai te gândești că
te întâlnești cu cineva și formezi o celulă și voi, și asta e, și trăim exact ideea asta că o să trăim fericiți până la adânci bătrânețe, deja e foarte depășită în zilele noastre. Da, poate fi un mit. Oamenii încearcă să înțeleagă această infidelitate într-o altă cheie, de exemplu, să găsească în situația respectivă o oportunitate de a se dezvolta interior. Și atunci nu ne mai gândim că dacă accept sau nu rolul este un pretext până la urmă. Mă gândesc că, de exemplu, o astfel de situație, pentru că îmi clatină mie punctul de sprijin cel mai important al existenței, s-ar putea să mă aducă în situația să-mi pun niște întrebări existențiale majore. Adică de ce trebuie eu să am un punct de sprijin neapărat în persoana de lângă mine, când ar trebui să fiu eu însumi o ființă autonomă și individuală și să-mi dezvolt propria mea ființă, să-mi dau seama care este rolul meu în univers, cine sunt eu, de ce am venit pe lumea asta, unde o să mă duc. Deci se trezesc cu totul alte posibilități de evoluție interioară și de a ne vedea propria noastră persoană. Și din acest punct de vedere, o asemenea infidelitate la un moment dat poate să producă o criză existențială care să ne ducă pe un nivel spiritual de evoluție. Și din acest punct de vedere capătă un foarte mare avânt în zilele noastre această abordare care este poliamorul. Adică de ce ar trebui eu să nu îl înțeleg pe celălalt, la fel cum și el să mă înțeleagă pe mine și să am această libertate interioară de a iubi atunci când simt cu adevărat că iubesc, fără ca să consider că se produce o catastrofă cosmică sau, mă rog, dar asta este o altă abordare. Mai este încă un subiect foarte important care trebuie luat în discuție. Unde începe infidelitatea, de exemplu? Pentru că foarte multă suferință și foarte mult stres, apropo de infidelitate, apare din situații imaginare. Deci nu există o relație efectivă, exact așa cum a aflat această cititoare a mea, că iubitul ei are o relație de 6 luni cu cineva. Deci chiar era ceva care punea într-adevăr în pericol relația ei, care urma să fie oficializată în curând. Dar de multe ori noi ne inflamăm și doar pentru că l-am văzut pe iubitul, nu, că se uită, sau iubita, pe pozele de pe contul de Instagram al unei alte persoane. Sau, adică unde considerăm că începe infidelitatea? Care sunt limitele noastre? Unde considerăm, unde începem să ne simțim trădați? Unde începe momentul nostru de nesiguranță până la urmă? Mă las să fac o completare? Poate că e bine, pentru, mai ales dacă știm foarte bine ce vrem, dacă este foarte clar, că de multe ori nici măcar nu este clar ce vrem de la o relație de cuplu. Ne aruncăm ca orbii doar pentru că pur și simplu ne îndrăgostim și nu ne mai dăm seama ce facem și atunci nu ne mai punem problema și atunci intrăm până la urmă într-o mare lecție pe care ne dă viața și de care cu siguranță că avem nevoie. Când îmi permis tu, o să vreau să fac o mică completare. M-am gândit în timp ce te ascultam. Unde începe infidelitatea? Noi trăim cu totul și totul alte vremuri decât trăiau bunicii cei și străbunicii noștri, da? Sau chiar părinții noștri. Și după cum cred că știi, există mai multe forme de infidelitate. Și în general, în cazul bărbaților, există infidelitatea, sau se pune un accent pe infidelitatea sexuală, da? Iar în cazul femeilor, pe infidelitatea emoțională. Bărbatul va vedea lucrurile în felul următor. Atâta timp cât nu s-a culcat cu X, nu mă ambalez și nu mă inflamez foarte tare, da?
Trădarea, păi da, pentru că pe asta se bazează relația de cuplu până la urmă. da, Dacă nu e cuplu, trădarea, până trădarea supremă, trădarea supremă pentru un bărbat este actul sexual. Până acolo sunt chestii, să zicem, mai mult sau mai puțin suportabile. Un flirt, o mică chestie, partea asta de joc al seducției, mă rog, intrăm în alte zone. În cazul femeii, știi că este și întrebarea după producerea actului infidelității de către bărbat, femeia întreabă, o iubești? Adică pentru ea este mai important ce simte bărbatul pentru cealaltă femeie decât... Să-l lași întreba, mă iubești? Bun. Din moment ce a făcut gestul pe care l-a făcut, lucrurile iarăși sunt oarecum discutabile. Asta nu înseamnă că nu o poate iubi sau nu o iubește pe partenera lui. Dar motivele pentru care el a ieșit cu un pas, cu un picior din relație, trebuie gândite și regândite. Adică este, cred că ține de un soi de maturitate a cuplului, exact cum spuneai și tu la începutul discuției, ține de un soi de maturitate a cuplului, a relației și mai ales a partenerilor, să știm care au fost motivele care l-au determinat pe celălalt să producă actul infidelității. Noi gândim la cald, aș putea spune chiar la fierbinte. Da? Suntem foarte reactivi când aflăm că am fost înșelați sau trădați. Niciun om sau extrem de puțini oameni pe lumea asta sunt atât de raționali și atât de cerebrali ca în momentul în care au aflat despre o infidelitate, da? Să spună, bun, ok, accept, hai să vedem, hai să avem o discuție și să aflu de fapt ce l-a determinat pe el sau pe ea, după caz, să facă, ce i-a lipsit, da? Și e posibil, apropo de cartea lui Rainer Davis, Salvează-ți căsnicia, pentru că ea vine cu o teorie cu totul și cu totul, le amplifică pe celelalte existente, dar pentru că vorbim de partea cognitiv-comportamentală, dar vine cu o imagine total diferită față de altor psihoterapeuți, în care ea vorbește că despre faptul că chiar și atunci când celălalt partener este într-o altă relație sau cu, cum se spune, cu arme și cu bagaje pe picior de plecare și tot relația actuală se poate remedia. Și vine într-adevăr și cu partea aceasta de cazuistică cu multe studii de caz. Deci revenind la întrebare, unde începe infidelitatea și de câte feluri este? Pentru că, din păcate, spun din păcate pentru că rata divorțurilor în vremurile noastre a crescut îngrijorător de mult și observăm un lucru ciudat sau bizar, faptul că infidelitatea este privită și în alți termeni decât era până acum. Adică faptul că înainte exista infidelitatea fizică, X s-a întâlnit cu Y și eu întâmplător, cine știe cum, am făcut pe detectiva sau pe detectivul și am aflat despre treaba asta. Sau el sau ea au fost atât de neglijenți încât au lăsat un semn, da, din care eu am mers pe firul și am aflat un anumit lucru. E, în ziua de astăzi, până și faptul că iară spun, din cauza, nu spun datorită, din cauza tehnologiei, da, iată rețelele de socializare. Există, pe lângă infidelitatea aceasta fizică de care pomeneam mai devreme, și un soi de infidelitate online care ne duce mai mult în zona infidelității emoționale. Poți să ai un soi de relație la distanță, să te despartă poate mii de kilometri de o parteneră sau de un partener, da? De o parteneră sau de un partener, mă refer la relații extra conjugale sau relații paralele, duble față de cea de acasă, de relația oficială, da? Și acolo vorbim, chiar dacă cei doi se întâlnesc extrem de rar sau poate nu s-au întâlnit niciodată. Dar când apare în jocul acesta, să zicem că pornește ca un joc, când apare partea aceasta de
emoție, poate de sentimente, poate și un pic de curiozitate. E un amalgam de stări, de trăiri, de senzații. Fără să se producă nimic, poate, între cei doi, intrăm în zona infidelității emoționale. Deci, cumva, partenerul sau partenera se dezangajează de relația actuală, da? Și se simte angajată mai mult emoțional și sentimental în cealaltă, hai să-i spunem, relație, fără ca ea să se fi consumat ca act fizic sau sexual. Și este și aceasta o formă de infidelitate care apare ceva mai des în rândul femeilor. Și întrebarea care era? Unde începe și unde se termină infidelitatea? Apropo de ce spuneai tu mai devreme, și de câte tipuri este? Păi, deja ai spus tu. Eu Da. aș fi vrut să văd și punctul tău de vedere, că punctul meu de vedere este punctul de vedere al unui bărbat, să presupunem, care se poate Da. pune în mintea unei femei, care se poate pune în mintea unei Da. femei. Dar aș vrea să văd și punctul tău de vedere ca femeie. Eu cred că noi putem să facem categorii și să filozofăm pe tema infidelității, dar de fapt ce este mai important este ce simte fiecare în acel moment în care se simte practic trădat. Și apropo de cartea Michelei Davis, Salvează-ți căsnicia, contează foarte mult să știi ce vrei, să-ți fie foarte clar ce vrei de la o relație, ce vrei de la relația în care te afli și să ai atât de multă claritate și dorință interioară încât să folosești toate mijloacele de care dispui pentru a atinge scopul, care, repet, trebuie să fie foarte clar. Dar cu Dar mic amendament, nu e nu te ajută suficient să știi nimic. doar tu. E Da, bine nu te să ajută. Ba clarificat. da, Michelle Davis are această Știu că teorie. o are. Numai unul dintre ei este suficient ca să Așa. vrea neapărat Exact. pentru ca să poată să salveze o căsnicie. Deci, Și dacă celălalt sau o nu vrea, relație. uite, vine întrebarea mea. Bun, tu știi foarte clar ce vrei, niște obiective, cum ai spus tu, scop, ai o strategie, poate știi ce îți dorești foarte mult, totul, țelurile, scopurile sunt foarte clar stabilite. Deci tu știi foarte bine ce vrei. Și nici nu te să răzgândești, nu ești instabil. Adică azi vreau una, peste o lună vreau altceva și... Nu, să zicem de o perioadă lungă de timp, tu știi exact ce vrei. Și ea spune că remediul relației poate avea loc și ea se poate îmbunătăți prin tot ceea ce prezintă ea în această carte. Dar vine întrebarea, logică cumva. Ce faci în condițiile în care celălalt nu vrea? Adică tu nu trebuie să ții cont, Stai nu puțin. trebuie să ții cont și de ceea ce vrea celălalt sau numai de propriul tău scop? Da, bineînțeles că trebuie să ții cont și de ce vrea celălalt, că până la urmă este legăturile dintre două ființe aflate într-o relație de cuplu sunt foarte complexe. Deci noi putem să facem, cum spuneam, niște categorisiri, niște să le punem în sertărașe, să le explicăm. Dar în momentul în care te cuprinde o emoție foarte intensă, trebuie să știi ce să faci cu emoția aia. Trebuie să fi lucrat înainte ca să nu te doboare. Nu, adică nu ne ajută. Bineînțeles că trebuie să vorbești și cu celălalt și să afli și ce vrea el. Evident că e vorba de o relație între două persoane. Dar de foarte puține ori cineva o să zică, sau mă rog, dacă o să zică clar, gata, am încheiat, tu o să crezi chestia aia și sau chiar o să poți să închei cu el. Poate că o să ai nevoie de un anumit timp, poate că cu siguranță va urma o perioadă de tranziție în care chiar și cel care a spus nu mai vreau cu tine, el încă nu știe cum este fără tine absolut deloc. Chiar Corect. și chiar dacă el a plecat cu cealaltă persoană deja, el nu știe cum este când tu ești desprins emoțional de el. Încă nu Corect. știe Da. chestia asta.
Deci, nu, lucrurile astea nu ai cum să le tranșezi doar printr-o discuție sau printr-o hotărâre de comun acord. Cu siguranță că lucrurile se vor transforma în timp, într-un timp de tranziție în care poți să faci foarte multe lucruri, dacă tu știi exact ce vrei. De exemplu, Michelle Davis spune că dacă tu îl cunoști foarte bine, deci, ok, celălalt, să zicem că iubitul sau iubita s-a angajat deja într-o altă relație, e îndrăgostit. Persoana cu care s-a angajat în relație are avantajul noutății. Este acea surpriză, este acea atracție de la început. Însă tu, din relația veche, ai de asemenea avantajul unei intimități construite într-un timp și ai avantajul că îl cunoști mult mai bine pe omul respectiv. Deci acela care e la început nu-l cunoaște. Nu știe peste ce a dat. Sunt doar proiecții. Hai să le numim, că așa sunt. Doar proiecții. Da, sunt, la început sunt foarte multe proiecții. Și atunci, iar ce va face cel care a ieșit din relație? Surprinzător. Deci ceea ce te aruncă totdeauna într-o relație este atracția de la început. Dar ce să vezi? Acea atracție întotdeauna, îmi spunea la un moment dat un autor, că ar trebui să ni se spună că această atracție are termen de valabilitate limitat. Corect. Deci, în mod necesar, în timp, și acea relație va trece prin aceleași etape și acea relație se va liniști. Și nu de puține ori, dacă relația inițială a fost foarte profundă și dacă pe cei doi chiar îi leagă o iubire adevărată, cel care a plecat din relație după ce se va liniști puțin în partea cealaltă, își va aminti și de ce să vezi. Își va da seama ce a pierdut. Da, nu neapărat. El va încerca să refacă în mod natural și cu următorul partener același climat relațional, emoțional din relația anterioară. Chiar se știe, chiar am putut să observăm, bineînțeles, din aceste personaje a căror viață este expusă publicului și care au avut, să zicem, mai multe persoane iubite, se observă de multe ori că acestea au un anumit tipic, seamănă chiar fizic una cu cealaltă, seamănă emoțional, seamănă, e ca și cum a vrut să o regăsească pe cea dinainte în următoarea și o regăsim și noi, adică uneori asemănarea fizică e izbitoare. Și chiar se știe că atâta vreme cât noi interior nu ne-am dezvoltat emoțional, clar vom căuta aceeași tipologie de om. Și este posibil să ne îndrăgostim la un moment dat de o altă tipologie dacă noi ne-am dezvoltat și am devenit altfel, mă rog, ne-am transformat și alte calități și atunci avem nevoie de ceva, un spectru mai larg, o ființă mai complexă, o ființă care să exprime etapa la care ne aflăm noi. Dar aceste dezvoltări, transformări radicale sunt destul de rare. Trebuie să recunoaștem că ne transformăm într-un ritm destul de domol, așa, ca ființe. Și atunci următoarea persoană, cel mai probabil, va semăna foarte mult cu anterioara și vom căuta să dezvoltăm același climat emoțional. Și atunci devine foarte posibil ce spune această Michelle Davis, pentru că dacă noi îl cunoaștem pe cel cu care suntem alături, știm către ce se va îndrepta, știm ce va face. Și dacă noi lucrăm cu noi înșine și ne dezvoltăm o stare de înțelegere, de autonomie, de pur și simplu încredere în sine și încredere în persoana respectivă și în iubirea noastră, mai devreme sau mai târziu, cealaltă relație va ajunge și ea în criză. Și pur și simplu, apropo de ce spuneam, orientarea poliamoroasă despre care vorbeam înainte, până la urmă ajungem să ne dăm seama că trebuie să, într-o relație de cuplu, cel mai important lucru este să ne dezvoltăm încrederea. În primul rând în noi înșine și în celălalt. Și chiar dacă el simte nevoia la un moment dat să interacționeze chiar amoros și cu alte ființe, să avem încredere că iubirea lui față de noi nu este afectată. Oamenii iubesc cu
cum să spun, intri într-un alt univers, dar universul celălalt rămâne, există, el nu dispare. Și atunci, încrederea în sine ar fi una din calitățile, de fapt, calitatea cea mai importantă. A doua, răbdarea. Să ai răbdare ca celălalt, ok, are nevoie de o poveste, își duce povestea, dar dacă, de exemplu, intră în relație cu o persoană care nu este atât de dezvoltată emoțional ca noi, s-ar putea ca aceea să înceapă să facă crize și așa, iar el să se simtă mai în siguranță și mai liniștit înapoi cu noi. Deci, soluția pe care o propune Michelle Davis este să lucrăm asupra climatului nostru emoțional, climatului nostru relațional, să hrănim acest climat până când, în mod spontan și natural, celălalt își va da seama, bineînțeles, dacă este autentic, că este mai bine să revină la relația inițială. Apoi urmează o altă lecție importantă, care este iertarea. Dacă noi putem să îl iertăm pe celălalt și să, într-adevăr, să regăsim intimitatea inițială, ba chiar pe un nivel superior, pentru că, iată, am dezvoltat această încredere și această înțelegere, iertare și, până la urmă, un nivel mai profund al iubirii. Pentru că aceste situații, așa cum ne-a demonstrat istoria de nenumărate ori, vor apărea în mod necesar. Sufletul uman este deschis către iubire. Iubirea este efectiv, iubirea este o modalitate prin care noi evoluăm interior. Și atunci, dacă o privim, sigur, dacă noi vrem pur și simplu să avem o relație de parteneriat reciproc avantajos, putem să stabilim lucrul ăsta de la început, să avem limite clare pe care le respectăm împreună și să trăim cu aceste limite, chiar asta înseamnă să fim, bineînțeles, foarte compatibili și să avem aceleași scopuri, dar situația, bineînțeles, între două persoane care au genul acesta de abordare, ideea de infidelitate nici nu se pune, adică nu se pune problema, n-am nevoie să fac lucrul ăsta. Dar dacă eu, de exemplu, nu știu ce vreau în relația mea, nu știu ce vreau în ființa mea, în viața mea, aceste ocazii, ca să zic așa, de evoluție prin iubire, vor apărea în mod inevitabil. Și, nu știu, sunt mai multe din nou. Mai multe moduri de a pune problema. Setăm limite clare pe care nu admitem să le trecem sau lărgim limitele și ne creștem gradul de toleranță. În interior. Salvează căsnicia. Până la urmă... Da. Hai zi tu. Nu, zi, te rog. Până la urmă toată discuția se reduce la cine suntem noi și ce vrem, efectiv. Adică, ce vrem? Până la urmă, poți să-ți dai seama când ești într-o criză foarte intensă pentru că celălalt te-a trădat, să zicem, sau te simți abandonat, să zicem, ai o rană de abandon foarte profundă și pur și simplu nu poți să tolerezi. E o suferință care nu e posibil să o suport. Nu e omenește posibil să suport. Corect. Sau e un mix de răni. Efectiv, îți asumi propriile limite. Astea sunt limitele mele, atâta pot. Du-te. Asta e. Și eu mă voi urmări să, mă rog, să lucrez asupra traumei mele, să fac terapie, să fac meditație, mindfulness, toate metodele și mijloacele pe care le pot găsi la îndemână, ca să mă liniștesc și să urmăresc să mă deschid față de o relație în care să stabilesc foarte clar de la început care sunt limitele pe care eu le pot tolera. Deci fiecare alege ceea ce simte că este potrivit pentru el. Și oricum ai lua-o, până la urmă infidelitatea este o lecție de viață și na, toți suntem viteji până când nu ajungem în situația respectivă. Exact.
Salvează căsnicia în șapte pași, soluții unice și remedii împotriva divorțului sau a unei despărțiri, pentru că la fel de bine cum vorbește autoarea Michelle Weiner Davis despre căsnicie și despre divorț, la fel putem vorbi sau se aplică aceste reguli și în cazul unei relații nu neapărat oficializate, da? Putem vorbi despre o relație de mulți ani unde nu se pune neapărat problema unei căsnicii și a divorțului, ci a unei relații și, bineînțeles, aceste remedii împotriva despărțirii, să spune, a separării. O carte publicată în colecția Pas în 2 și care face parte din campania online Provocări și soluții în relația de cuplu. Rubrica Cititorii întreabă, psihologul răspunde. A fost astăzi alături de noi Luisa Neag, colega mea, senior editor Herald, coordonatoarea colecției Pas în 2 și de asemenea blogger la Putere de Femeie. Îi mulțumim foarte mult că a fost alături de noi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise cu un nou subiect. Am obținut așa și o promisiune din partea Luizei că vom mai aborda o altă temă, nu? Teama de angajament, teama de intimitate. Noi așteptăm în continuare la aceste interviuri în comenturi sau pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Așteptăm întrebările dumneavoastră pentru a le adresa ulterior invitaților noștri și pentru a primi răspunsurile adecvate. Mulțumim foarte mult, vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!